Bună seara, vă salut cu respect. George mă numesc și înainte de a începe o povestire despre un băiat pe care îl iubesc, îl respect și îl apreciez, un băiat care m-a învățat ceea ce înseamnă să fii stofă, să fii băiat din cap până în picioare, aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați vizionat vlogurile mele și care sunteți aproape de mine. Vă mulțumesc la toți pentru comentariile frumoase și pentru susținere. Sincer, vă mulțumesc. Iar cei care mai lăsați mesaje de fraier, de petarde, n-au fost mulți, au fost vreo două, la adresa lui Gogu Pineru, că domne, omul e slab, că cine e ăsta, că nu e șmecher, înseamnă că sunteți proști, mă, rău de tot, fraier rău de tot, înțelegeți? Înainte să vorbiți despre o persoană, interesați-vă cine e. Dacă eu vi-l prezint vouă ca super șmecher, este pentru că omul ăsta într-adevăr a făcut istorie. Și istoria asta poate în sens negativ pentru ceea ce înseamnă copiii din ziua de astăzi, dar sunt lecții de viață. Ca să vedeți ce înseamnă șmecherie adevărată și ce înseamnă să ai inimă și chiar dacă ai 50 de kg sau 30 de kg, nu contează. Și e mai mult pentru ăștia, pentru bombardieri ăștia care se tratează cu metadonă și cu, cum dracu să numesc, cu anabolizante și să-și crească mușchii și inima lor e de pisică. Ați înțeles? Eu am cunoscut foarte mulți de ăștia și sunt foarte mulți, multe tentative. De asta vreau să vi-l prezint și povestirile și interacțiunile lui Gogu Pineru este pentru că eu îl reput într-adevăr o legendă a lumii interlopă pentru un singur fapt, pentru că ceea ce a făcut el n-a mai făcut nimeni de atunci și nici înaintea lui. Deci este unicat, da? Și atunci când este cineva unicat și este și prieten cu mine și am posibilitatea să vi-l prezint, stați mă liniștiți și absorbiți mă tot ce spune omul ăla, că tot ce spune omul ăla sunt cuvinte 400% adevărate. Ați înțeles? Și interacțiuni de viață adevărate. Nu vrăjeală, nu umflături, nu asta. Și omul, într-adevăr, șmecher calificat, să țineți minte ce vă spun eu așa pentru voi, pentru cei care nu cunoașteți lumea interlopă. Dacă eu vi-l prezint ca o legendă a României, să știți că eu nu am niciun motiv să umflu pe nimeni, pentru că nu am, mă înțelegeți? Bă, nu cântă cocoșul meu pe gardul nimănui, nu o fac pentru bani, o fac doar din pasiune și din dorința ca copiii din ziua de astăzi să înțeleagă într-adevăr ce a semnat lumea interlopă, ce înseamnă principiile și cât de greu e să fii interlop, prin ce sacrificii treci, prin ce greutăți, pușcării, ghiumuri, nebunii, prostii. Să înțeleagă din toate povestirile astea care le fac că așa nu, așa nu. Dar sunt povestiri care vă atrag în ele pentru că sunteți fascinați de chestiile astea. Dar voi nu luați doar ce e frumos și ce e bun, mamă, ce șmechere Gogu. Sau ce a făcut Gogu, prin ce șmecherie a făcut Gogu. Ce șmecherie a făcut Gogu? A fost la pușcărie, a fost bătut de gabori, a fost terorizat, tăiat. Deci a avut multe probleme de înfruntat de-a lungul vieții pentru că a vrut să țină sabia sus, da? Și a trecut prin greutăți. Ceea ce voi în ziua de astăzi nu aveți, bă, de ce să treceți prin așa ceva. Învățați, bă, din experiențele la oameni ăștia, mă, și nu mai lăsați, bă, comentarii de fraier. Fiți, bă, băieți adevărați, ascultați, bă, și băgați la cap. Că din orice povestire a noastră și a oamenilor care am umblat și noi prin lumea interlopă, ne-am născut și noi în cartiere de-astea de ochiate sau rău famate, aveți foarte multe de învățat, voi copiii care sunteți la școală și sunteți așa fanii lui X, Y, Z. Fiți, bă, cu minți, învățați, bă, ascultați, bă, de părinți, bă, fiți, bă, educați, bă, stați, bă, cât mai departe de lumea interlopă, stați, bă, cât mai departe de infracțiuni, pentru că nu aveți motive voi în ziua de astăzi, nu aveți motive. Voi puteți prin muncă, dacă nu vă e rușine, mă, că munca nu e rușine, mă, să țineți minte ce vă spun eu, rușine e să nu ai bani să iei la copilul tău lapte sau scutece, sau să iei o floare la nevasta de 1 martie, aia să-ți fie rușine, mă, petardo, nu să te duci la muncă. Pentru că fiecare om se descurcă în felul lui, fiecare om își asumă riscul. Ceea ce eu învăț pe toți copiii din ziua de astăzi este să nu, pentru că aveți alte opțiuni, dar dacă vreți să fiți interlopi și mafioți, fiți bă interlopi și mafioți, bă, dar faceți fapte, bă, nu vă adunați 16 inși dopați și stați la o masă și pielea voastră nu vă face o țigară. Faceți combinații, riscați, am grei de pușcărie să aveți. Nu băgați, bă, fete inocente la produs și vă considerați șmecheri. Sunteți nebuni, mă? Nu asta înseamnă, mă, șmecherie. Niciodată n-a însemnat așa ceva, mă, șmecherie. Șmecherie să fii producător pe ceea ce faci tu, cum sunt băieții ăștia acum, cu alea, cu internetul, cu carduri, cu nebunii. Bravo lor, să fie sănătoși dacă ei și-au ales drumul ăsta să fie interlopi și-au asumat riscurile, nu? E, asta vreau să vă spun. Nu poți să bagi o femeie la produs și tu să te consideri șmecher. Că tu ești un fraier, o petardă, tu mănânci ce suge... Femeie, ești nebun? Deci nu te consideri șmecher.
În afara faptului, mă repet, nu aveți, mă, nevoie, puști, aveți tinerețea, voi sunteți mai șmecheri de 1000 de ori ca noi. Pentru că aveți tinerețea de partea voastră. Nu vă bateți, bă, joc de ea. Prin anturaje nocive și toxice, care nu fac decât să vă nenorocească. Fiți, bă, cu minți, încercați să o luați către Occident, către șmecherie, către muncă, fraier, că n-ai cum să fii șmecher dacă nu ești fraier. O iei, te duci în fabrică, din fabrică ajungi. Așa, te muți colo, te schimbi, că te șmecherești, nu? Nu rămâi acolo. Dacă ești băiat deștept, dacă ești fraier, rămâi. Dacă ești băiat deștept, crești. Și atunci fiecare om după capacitatea lui, care o are, nu? Intelectual. Și asta vreau să vă spun. Aveți, bă, fiți, bă, băieți, cuminți și ascultați ce vă spun eu. Ascultați vlogurile astea și uitați-vă la vlogurile lui Gogu Pineru, că o să continuăm cu interacțiunile lui. În fiecare săptămână vreau să pun cât un vlog cu el. Da? Urmăriți-le, că sunt lecții de viață care vă vor prinde bine în viață. Sunt situații care peste 5 ani te poți afla într-o situație similară și o să știi cum să te comporți. Nu fiți fraieri. Și fetele, și băieții, să înțelegeți absolut tot ce înseamnă șmecheria, înșelăciunea, excrocherimea, vrăjeala. Nu dormiți pe voi, nu puneți botul la vrăjeală, la false mituri, la oameni care se îmbracă și... Nu, că n-au esență, n-au fapte, n-au CV, n-au nimic. Dar voi inhaliți, ca o vrăjelă frumoasă, să moră nepoat. Ești nebun, când frate m-a impresionat pe mine frate ăsta, niciodată în viața lor. N-avea cum să mă impresioneze. Nu aveau cum. Nici pe mine și nici pe prietenii mei. Ați înțeles? De asta vă spun. Că eu vreau să vă șmecheresc, să vă fac să înțelegeți că nu stau așa lucrurile cum crede lumea. Să nu vă fie frică de nimeni în primul rând, în al doilea rând să stai cât mai departe și dacă faci ceva o șmecherie să știi doar tu, bă, că sifoane peste tot. Fiți băieți deștepți. Băi, încă o dată, vă mulțumesc tuturor celor care vă susțineți și care sunteți aproape de mine și care ați înțeles sensul vlogurilor mele și care îmi dați satisfacții. Vă mulțumesc sincer. Băi, fraților, astăzi m-am hotărât să vă fac o povestire despre un gentleman al lumii interlope, să zicem lumea interlopă, pentru că el a făcut parte din lumea interlopă și el, dar omul nu avea nicio legătură cu lumea interlopă, cunoscut, respectat, iubit de tot ce înseamnă șmecher, crema șmecheriei în București, în perioada respectivă, băiatul moldovean, ca să vedeți, unul dintre puținii moldoveni care sunt respectați, iubiți și apreciați la București și mai erau câțiva, 2, 3, 4, 5, 5 maxim, da? Băieți care au știut să integreze, băieți care au fost deasupra la medie tot timpul și un vocabular, o educație, o stofă de șmecher din cap până în picioare, mâncava și gura voastră. Vreau să vă povestesc de nimeni altul decât de Rudelo Breja, bă, mâncava și gura voastră. Băi, nenea Rudi, bă, să-i dea Dumnezeu sănătate, că am înțeles că stă rău cu sănătatea în ultima perioadă, în ce am auzit și eu din media. Îmi pare foarte rău pentru el, un om deosebit, mâncava și gura voastră. Eram copil și mergeam pe acolo să terminase, vânduse guzganul la tineretului restaurantul și cam toată lumea interlopă să mutase pe la 23 august un bișnițar, un fost băiat de oraș, mai grăsuț așa, nu știu cum îl cheamă, am uitat numele lui, deschisese o terasă acolo. Și bă, fraților, acolo venea toată ce înseamnă crema șmecherie, dar cremă de aia, înțelegeți voi ce spun, oameni înstăriți, Rudel, Mavlea, vecinul, Gigi, vecinul, neamțul ăștia, cu ba mulți, înțelegeți? Și eram și noi pe acolo, eu, Pinocchio, Blaghiu, la barbul, la un biliar, la astea, la combinați. Bă, mâncava și gura voastră, aia era cum ar veni terasa lui Nea Rudi, mă, unde venea omul să-și bea cafeaua, înțelegi? Bă, el era un foarte iubitor de table, jucător de table, dar nu juca pe bani, îi plăcea să joace table, nu să juca pe bani, pe o cafea, pe astea, ce ne cisteam noi, între noi, înțelegeți? El acum mă cunoștea pe mine pentru că era foarte bun prieten cu unchiul meu, cu Aurică, care nu e unchiul meu, este bărbatul mătușii mea, dar tot unchiul meu e. Înțelegeți? Și mă cunoștea prin el. Și acolo, fiind acolo cu el tot timpul, hai băi, Georgica, hai de mă, jucăm o tablă. Gata, nenicule, hai să jucăm o tablă. Mă puneam cu el și jucam table cu el toată ziua acolo la vrăjeală. Bă, dar un om atât de deosebit, bă, mâncava și gura voastră, o vrăjeală frumoasă la el, o educație, ce să spun, mă, un domn din cap până în picioare, un șmecher calificat și toată lumea care intra să trăiești Nea Rudi, să trăiești Rudele, ăștia care erau mai de seamă cu el. Deci un om care, bă, în perioada respectivă, mâncava și gura voastră, deja umbla cu somități. Deci era numai cu somități de astea, din guvern, din... Înțelegeți voi ce vreau să vă spun. Și aveau oamenii combinații de miliarde pe timpul ăla. Combinații de miliard. Și un om educat, un om
cu bun simț, respect și da, asta îmi pare atât de rău pentru că a fost implicat în toată prostia asta care s-a făcut o mediatizare împotriva lui ce s-a întâmplat cu femeia aia și cu el, a intrat și el la șmecheria iurea, fără niciun fel, niciun sens, părerea mea, pentru că fără probe s-au băgat oameni la pușcărie nevinovați, doar așa că au făcut parte dintr-un clan, dintr-un grup și nu s-a găsit și le-a inventat ei altceva. Dar ce pot să vă spun, că Rudel Obrejea, într-adevăr, un gentleman, un om care, băi, să vedeți cum se purta, băi, eram un copil, bă, mâncava și gura voastră, bă, și omul ăla mă trata la egal cu el. Hai, ne poate, hai să mâncăm, hai să, hai, ce vrei, ce bei, hai, ți-au o cafea, hai să jucăm, hai să jucăm table, hai, înțelegeți ce spun, un om care nu suferea de șmecherie, fiind, într-adevăr, și smardoiul României, și sportivul României, și mândria României, și un patriot, mâncava și gura voastră. Nu o să putea așa ceva, bă, un patriot adevărat, un român adevărat, bă, fraților, un român care ținea cu românii lui, într-adevăr, mă, să mor eu dacă vă mint. Un băiat care, părerea mea, a făcut cea mai mare greșeală că a venit din America, în România, și s-a mânjit cu ce înseamnă corupția din România, înțelegeți? Pentru că el... era un om care stătea bine, rău de tot, din punct de vedere financiar, fraților, omul stătea pe bani mulți, rău de tot, un sportiv profesionist care a boxat prin America, deci nu un fraier, înțelegeți voi ce vreau să vă zic. Dar a fost un patriot, i-a plăcut la el în țara lui și iubea țara foarte mult și o iubește și acum și pot să vă spun sincer că într-adevăr un om deosebit care pe mine m-a impresionat, interacțiunea asta mea cu el, m-a marcat prin tot ce înseamnă stofă, mă, îmbrăcat, bă, eu mă uitam la ele și îl divinizam așa ca om, bă, un om, bă, un om atât de puternic și totuși în același timp atât de umil, atât de respectos, atât de să nu sufere de el, mai greu, mă, fraților, bă, sunt trei fraieri pe aici prin oraș care au trei pisici și vor să pară ei cine sunt și ei sunt vai de capul lor. Și oameni de ăștia care erau într-adevăr forță și financiară și smardoială și ce vreți voi, din toate punctele de vedere, niște oameni simpli, modești și umili și respectoși, ce n-ați văzut de când sunteți voi, bă. Un moldovean care m-a, cum să vă spun, m-a uimit și m-a lăsat plăcut impresionat pe durata parcursului care l-am cunoscut așa, n-a avut o greșeală omul ăla. O greșeală, mă, dar nu cu mine sau cu ba, și aia îl urmăream, vă dați seama, că v-am spus că de mic copil mi-a plăcut, când am văzut stofa, am recunoscut-o. Îl divinizam, îi furam toate mișcările, mă uitam la el, cum... Bă, mâncava și gură, toată lumea vorbea cu el la superlativ despre el. Deci toată lumea care era acolo și când vorbea omul, toată lumea stătea, asculta ce spunea Rudel. Deci un om cu o influență, în primul rând, intelectuală foarte puternică, un băiat foarte deștept și un om plin de calități. Îmi pare atât de rău că trece printr-o perioadă nasoală, să mă rog la Dumnezeu și să ne rugăm la Dumnezeu cu toții ca Nea Rudi să-și revină și să-și regăsească sănătatea și să se bucure de familia lui, pentru că, într-adevăr, un om care merită să fie respectat, pentru că el nu a făcut niciodată rău nimănui, omul ăsta. Vă pup și vă iubesc și să vă dea Dumnezeu înțelepciune și binecuvântare. Vă pupă fratele vostru!